Dragi fermieri, bine v-am găsit la o nouă ediție aici alături în fermă. Avem o veste bună și una proastă, că na, asta e, de asta ați venit la fermă, pe care vreți să o știți? Fata mea, păi începe cu aia proastă, ce să mai, de acum să mor eu? Mă bucur foarte, foarte mult, sunt foarte fericită că sunteți alături de mine. Bun, vestea proastă este că o să trebuie să construiți săptămâna aceasta o casă de la zero, pentru că chiar, ce să vedeți, am fuzionat cu Visuri la Cheie și v-am trecut pe voi muncitori calificați și da, o să lucrați la negru și da, o să fie și Cabral aici. Anisia, te rog să ștergi vodka de la gura babei balele și nu vreau să vă spun mai multe, dar el chiar a întrebat 100 de români care să fie fermierul săptămânii, iar ei au răspuns Brigitte. Am scuzat, stați că e un alt sezon aici, îmi cer scuze. Deci, dragii mei fermieri, atribuiți-vă sarcinile. Eu inițial m-am gândit să fac niște pâinici, pentru că mie îmi place să hrănesc bărbații din fermă și m-am gândit să înfrământ aluatul, să-l iau și el să crească și să se întărească și să facem pâinici și să fie cald și ard în flacări pentru tine, știi prea bine, ard în flacări când îmi spui că, și să beag un lemn în sobă. Despre ce vorbeam? Că m-a luat valul. Eu o să le fac bărbaților de-a legurii. Ce mișto! Faci mâncare super pentru că mi-este foarte foame. Am zis bărbați! Paul, tu nu ești bărbat! Tu nu ai nimic în pantaloni! Haideți să vă spun o poveste. Alaltă ieri, Paul, în calitate de servitor, mă urma oriunde, era extensia mea. Păi și-l mai rog, domnule, ceva. Ce credeți că-mi zice? Mă mai gândesc. Paul, tu nu ești bărbat, mă băiatule. Tu nu ai nimic în pantaloni. Tu ești varză, ești sneaky bitch. Păi mă, Paul, măi, ascultați-mă ce vă spun aici. Dacă vin bandiții peste noi, bă băiatule, păi tu ești primul care fuge pe tocuri. Tora mea, dă să te contrazic că l-am controlat eu și are ceva în pantaloni. Păi are, vrei să te mint, are mămăliga noastră. Păi da cum? Noi stăm lihniți aici și el mănâncă. Bravo, Paul, sora mea. Ai demonstrat că ești femeia fermei. Bravo, nu ești bărbat. Tu ești Eva fermei. Bravo, sora mea. Păi nu? Păi tu ești primul care n-ai mușcat din mărul lui Adam, ai mușcat din mămăliga lui Adam. Ce s-o mai arde, mai iurea? Viviana, George, ne bucurăm așa foarte mult că sunteți alături de noi și că ne dați așa o stare. Dar până atunci, Viviana, George, voi ce vreți să faceți săptămâna aceasta? Eu aș avea o propunere care să fie cât de cât frumoasă. Nu știu, eu oricum nu am venit la fermă să mă combin, adică, na. Dar ce-aș vrea eu, nu știu, să duc bursucul la scorbură sau habar n-am, să duc orbul la crețe sau să duc veverița la scorbură. Să băgăm moșul în beci, ăsta. Da, 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 să ducem moșul în beci. Asta cred că este cea mai bună propunere. Să băgăm moșul în beci. Excelentă propunere, dragii mei, o să trebuiască deci așadar să săpați un beci și să-l căutați pe Gabi, pentru că na, el este mai moș și este mai în vârstă și o să trebuiască să-l băgați în beci. Anisia, tu ce ți-ai dori? Păi eu știi să-mi doresc, eu îmi doresc o băutură, că de când am venit aici numai pe uscat m-a ținut. Explică-ne și nouă puțin că nu înțelegem, suntem noi mai cumva mai altfel, dar părul tău arată de parcă ai explodat o petardă în capul tău, hainele sunt murdare, miroși urât și tocmai ce ai venit de acasă. Acum jumătate de oră am ajuns, de ce crezi că la noi în Moldova ai mai curat pe jos?
Nu, tocmai ce vreau să-ți spunem că trebuie să ne părăsești, pentru că tocmai am adus un frigider plin cu băutură și ne este frică să nu-l bei tu pe tot, așa că te invităm să pleci din fermă, pentru că așa o să poți să faci și tu parodia acasă despre noi, unde o să te simți băgat în seamă. Hai! Și acum mergem până în tabăra bandiților, să vedem cu ce se ocupă aceștia. Look what? I'm very strong. I am very puternică. Sunt eu cu sinele meu care mă ghidează. Ok? I'm strong. Sunt mai puternică decât decât nasturii de la cămașa lui Gabi în zona burții, you know, when you start to purie. And it's very, very tough. It's tough, okay? But I don't give a shit, okay? I don't give a shit because I'm very constipated. And I am very strong și nimic nu mă mai doboară. Julia, cinci fratări! Aaaa, din breaza, bă, nu pot să le fac! Hai, plângi fă fratări! Hai, Julia! Hei! Nu pot, am om care e plătit să-mi facă flotări! Hai, două, hai, fof! Hai, măcar mergi! Mergi, Julia! Fă doi pași! Mergi, hai, mergi un pas! Încă un pas! Fetelor, am o surpriză pentru voi! Astăzi mâncați carne! Nu contează că nu vreți, o să mâncați carne! Pentru că Gabi o taie pe Margo! Deci dacă tăiați găină, eu plec acasă, eu nu mai stau. Eu plec acasă! Nu mai am de ce să mai stau aici. Vă arăt, nu mai stau. Băi, I know, like, you are very hungry, like the wolf of the Wall Street, but I have Hollywood. I plec acasă. I have Hollywood, I am Alina Pușcău, o crotitoare și tămăduitoare de găini. Eu, dacă vreau, vom vii găina din Borș. Vom vii. No, I go home. I don't have to stay here, okay? No, I don't have. Hello? Vin Diesel? Yeah. Come and get me, please, from Romania. Yeah. Well, fast and furious like you do. Okay, I wait. Dacă nu vreți carne și nu vreți mâncare, atunci toată lumea la somn. I can sleep because sunt țari, because duș nu, because tough moments. Bine, am înțeles că nu puteți dormi din cauza șobolanilor și a insectelor. Nu-i nicio problemă. Sunt aici să vă ajut. Aveți 30 de secunde să adormiți. Și pentru asta am să vă cânt un cântecel de leagă. Un elefant se legâna pe o pânză de... Hai, Julia, dormi! Plângi, dormi! Dormi toți! Plângi, dormi! Hai, plângi! Dormi, Julia! Plângi și dormi! Hai!